Salut prieteni și bine v-am regăsit! Eu sunt Mihai și astăzi jucăm Splinter. Data trecută am rămas pe undeva pe aici și am descoperit utilajul ăsta. Nu ăsta, ci ăsta. Și rămânea să-l ducem la noi în bază. Ia să vedem. Trebuie să-l duc. Mai avem aici un camion care l-am lăsat pe acolo. Mai unul lăsat pe aici. Văd că și câteva pe acolo. Ok, n-am mai jucat, deși am văzut că unora chiar le place seria și am zis să continui. Cu asta nu prea avem combustibil. Cam asta e problema. Dar lampa la de acolo și o să-l pot remorca. Hai să-l pornesc. De aici. Ok. Așa face stânga-dreapta. Și acum să plecăm cu el să vedem cum merge. Oh, e puternic asta. Îmi place cum ia stânga și dreapta. Și da, asta e fața. Pentru cei care se întreabă de ce merg cu spatele. Și eu la început am fost puțin confuz, dar... Ok. Nu prea avem combustibil, avem doar 14 litri. Și nu o să ne ajungă. Opresc puțin motorul. Și îl schimb cu ăsta. Vreau să îl remorchez. Adică să-l pun pe ăsta în spatele ălea. Să le iau pe amândouă odată de aici. Deși aș putea să mă teleportez direct în bază, la mine în bază. La garaj. Se spun garaj și eu. Dar unde ar mai fi farme cu jocul lui? Ok. Acum îi dăm pe ăsta. Și pornim motorul, desigur, și îl remorcăm pe ăsta. Se dau puțin mai în față. O, merge și cu frâna trasă asta. Ok. Puțin mai în spate. De ce are tracțiune doar pe față? Ok, nu... nu aveam eu toate roțile activate. Ok. Acum l-am remorcat pe ăla. De ce dă ăla... Ăla mergea cu spatele, nu știu de ce. Ok, bun. Și acum mergem cu două dată. Desigur că asta o să rămâne imediat fără benzină. Fără motorină. E acolo în stânga, mi-arată cât mai am. Și consumă 16 litri pe minut. Se duc aproape la fiecare secundă câte un litru. Imediat o să rămânem fără, deci ori eu îl remorchez cu ăla, ori aduc un camion aici cu motorină, ori eu îl teleportez. Ok, încă 4 litri de motorină, 3, 2, sunt curios de cum se oprește. Încă un litru, normal trebuia să oprească până acum, 0, încă mai merge. Oh, da, s-a oprit, nu mai avem motorină. O să mă suin ăsta acum. Și încerc să îl remorchez cu ăsta, să vedem dacă are destul de putere. Totuși e destul de mare utilajul ăla. Uite așa. Totuși e destul de mare și nu știu dacă poate. Îl trage încet, încet. Ok, pare că îl trage. Dar ăla nu prea face stânga și dreapta cât timp e remorcat. Văd că stă așa într-o poziție strâmb. Totuși, asta e destul de puternic dacă poate să-l tragă pe ăla.
Ar trebui să îndrept volanul la ăsta, că văd că stă strâmb. Ia, și eu mă duc aiurea. Camera e ciudată rău la jocul ăsta. Totuși, pe unde merg? Ia să vedem. De mers, merg bine. Cum mă duc eu cu el la vale? Ok, trebuie să îndrept volanul la ăla. Pentru că e ciudat rău. Uite cum stă. Stai mă drept. Uite așa. Cred că e drept acum. Îi dăm iar 5 track. Intrăm în ăsta. Și îl remorcăm iar. Ok. Nu e vina mea că camera se mișcă așa. Jocul o mișcă ciudat rău. Bine, ea o mișcă în stânga și în dreapta, dar nu pot să o controlez în sus și în jos. E puțin cam ciudată. Ok, bun. Hai că am prins viteză. Cum trec eu de astea de aici? Mă gândesc totuși să-l teleportez în bază pe ăla, să-l umplu cu motorină de acolo și să dăm o tură cu el, să vedem ce e de capul lui. Și cred că așa fac, că oricum toate episoadele am mers numai cu ăsta. Hai dăm, uite așa. Ăsta nu știu, se îndoie singur așa. Ok, și mergem aici în bază. Bun. Merge să-i pun și... A, nu e cine știe ce. A, asta e un fel de... Ce e aia? Ia, cum o mișc? Pot să o mișc? Nu mă las. V. 3. A, tare. Și ce pot eu să fac cu chestia asta? Ok. Să vedem unde pot eu să mă duc. Unde pot eu să mă duc? Uite, aș putea să merg, nu știu, până acolo. Să deblocăm chestia aia de acolo. Dar mai întâi trebuie să o luăm pe aici. Pe aici, pe aici. Iar după nu știu pe unde. A, nu. Pe aici, pe aici. Uite așa, cred. Sau nu, nici pe aici. Pe aici. Hai mă. Deja am stat destul în meniul ăsta. Ciudat rău și ăsta. Dar în rest jocul e super tare. Asta merge și cu frâna trasă, uitați-vă și voi. Spatele bănuiesc e așa ușor încât... Acu' am... Bun. Eu nu merg în direcția bună. Asta e clar. Hai să-i băgăm și 4x4 toate roțile. Așa. Wow, cum te duci? Merge judat asta. Pot să iau pe aici prin pădure direct. Sper să nu mă răstorn cu el. Și e și destul de rapid. Mă rog, cât de cât pentru off-road. Ok. Dar la urcuș se cam pot mălește și asta. Aha, uite, am lăsat eu aici un camion, dar și-am zis că o să învăț să folosesc macara aia de pe el. Dar am uitat. Poate episodul viitor o să folosim macara de pe camionul ăla. Nu știu, să luăm ceva lemn sau bolovanii ăștia. Bine, ăștia nu sunt bolovani, e doar pământ aici. Wow. Nu te răsturna. Uite, ăia sunt bolovani de acolo. Putem lua bolovani și să-i punem undeva într-o groapă ceva. De exemplu, în zone din astea ca să fie pământul mai tare. Știu, merg ciudat. Ok. Chiar merg ciudat. Și
Și jocul ăsta e tare că îl poți juca și cu prietenii. Dacă vrei. Din câte am văzut pe YouTube. Ia să văd eu pe unde sunt acum. Merg bine măcar? Unde sunt? Ah, sunt a... Nu, sunt aici. E bine. O să merg, uite, pe aici după aia. Sunt curios ce pe acolo. N-am mers niciodată pe partea aia, deci... E bine. Haide, mă, dă-i blană. Blană. Că avem de mers. Uite, o iau direct fix prin apa asta, mă duc. E mic așa și compact, are roțile mari și... Nu cred că rămâne ușor blocat în noroi ăsta. Chiar dacă e lent, dar are roțile mari și... Trebuie să iasă ușor. Botul nu e prea bine plasat acolo, deși poți să mergi în unele ocazii și cu spatele. Dacă chiar vrei. Cred că în unele părți de traseu e mai bine să mergi cu spatele. Ia să vedem. Să ridic eu asta. Uite. Clar, în unele zone e mult mai bine să intri cu spatele. Oh, nu. Cum spuneam, controlul e ciudat. Toată greutatea e distribuită pe roțile din față, majoritatea greutății, cel puțin. Pentru că acolo e și motorul, e cabina, e tot. Ok, bun. S-au curățat roțile de noroi când am intrat în apă. Și acum se murdăresc chiar. Asta e super tare la jocul ăsta. Oh. Și am văzut pe YouTube că pot să adaug și alte mașini și mape. Deci probabil o să testăm și alte chestii. Poate în următoarele episoade o să adaug ceva mașini noi. Ia. Yeah. Ok, nu mai e mult de mers. Poate o să adaug ceva utilaje și chestii. Am văzut niște tractoare interesante. Niște utilaje de dezepezit sau ceva de genul. Ok. Și să le testăm prin off-road. Bun. Mai puțin până în partea aia și văd aici o zonă destul de urâtă. Văd că e destul de adâncă groapa asta, noroiul ăsta ce e aici. Ia. A, nu e chiar așa adânc aici. A, dar mă duc bine. Că văd că se duce camerele. Eu trebuie să merg pe undeva. Pe aici, cred. Nu, no, trebuie să ajung acolo. Clar. Dar să văd pe unde. O, da, ăsta e off-road. Nici nu știu dacă reușeam să trec cu ăla. Chiar dacă are el 6 roți. Dar le are mici în comparație cu ăsta. Oare pot să urc pe aici direct? Trebuie să încercăm. Doar ce se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla? Când pot să iau pe acolo, da. De ce să iau pe acolo când pot să iau pe aici? Nu? Ia, cred că mai bine mă duc cu spatele. Cred că deja ating cu botul. Sau nu. Haide, mă. Poate. Cum să nu poată. Și-a rămas spatele aia. Parcă e o coadă. Ia. Cred că pot să mă leg de ceva. Oh, da. Practic m-am legat de un copac și cu ăla mă trag. Dar nebun locul. Sincer, n-am cum să trec pe aici. Așa că o să mă întorc. Sunt prea mulți copaci. Și am luat și damage o grămadă.
se face și noapte. Și eu n-am ajuns acolo. Da, e destul de frumos peisajul. Pe unde ar trebui să o iau? Pe aici, cumva? Văd zona aia de aici. Trebuie să ajungem în zona aia cu negru, dacă vedeți. Dacă se vede pe filmare. Haide, mă. Nu prea am pe unde să o iau. O iau fix pe aici. Văd pe acolo un mic luminiș, ceva. Asta dacă pot să trec de copăcii ăștia mici, care sunt destul de mulți. Și odată ce se face și noapte, clar nu-i mai vezi. Oh. Aha, uite că am ajuns. Fiu. Da, ăsta e off-road. Aici sunt mulți, mulți bușteni de azi. Mulți copaci de azi. Și am rămas blocat în ăștia. Ăștia au tăiat pădure aici, ce-au făcut? Nu pot. Haide, mă. Așa. Încă puțin. Încă puțin. Aia. Aia e. Ia să vedem. Ce am de blocat aici? Aha. A, nu, asta o aveam deja. Bun. Am mai deblocat o parte. Poate data viitoare le deblocăm și pe astea. Cine știe. Cam atât cu episodul ăsta. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Mihai. Ciao și multă baftă.